Un proiect de hotărâre de guvern anunță scumpirea taxei de pescuit sportiv de la 30 la 150 de lei și renunțarea la mai multe facilități pentru pescarii pensionari. Decizia a înfuriat pescarii Sibieni, iar reprezentanții filialei locale spun că nu va face decât să încurajeze braconajul. Este o decizie nepopulară prin care nu vor reuși să facă altceva decât să încurajeze pescuitul ilegal. Cel mai grav lucru este că prin scumpirea permiselor o să reducă numărul pescarilor care cotizează la asociații, drept pentru care cea mai afectată va fi resursa acvatică. Asociațiile nemai având fonduri nu vor mai putea să facă controle împotriva braconajului, a declarat Alexandru Mareș, reprezentantul filialei pescarilor Sibiu pentru turnul sfatului.ro.